Robert a invitat la confesiuni, la început vorbea despre parcursul lui în casă, de începuturile din casa Mireasa și cumva a ajuns să vorbească despre sora Cătălinei, cum că fata aceea făcea tot felul de postări denigratoare la adresa lui, că lasă femeile gravide, că nu știu ce mai face și că ar fi vrut cumva să o combine și pe fosta lui din Germania sau nu știu din ce țară, ca fata aceea să spună că într-adevăr a fost întreținut de către Roberto. Deci despre sora Cătălinei vorbea, da? Eu m-am uitat la începutul competiției, îmi plăcea Cătălina foarte tare, eram gen... îmi plăcea Cătălina în momentul acela. Nu am văzut nicio postare din partea sorei lui Cătălina să spună ceva denigrator la adresa lui Roberto. Ok, nu i-a plăcut de el pentru că a auzit povestea cu copilul, pentru că a vorbit acea mama copilului lui Roberto, a vorbit ce a vorbit despre el și e normal să nu-i fi plăcut. Dar eu nu știu să fi făcut postări urâte la adresa lui Roberto. Mai spunea Roberto că nici pe Vlad nu l-a plăcut la început și că cumva într-un final l-a acceptat că fata aceea a fost a lui din Germania ar fi amenințat-o că dacă nu se potolește o să sune la emisiune și o să o facă de râs pe sora Cătăline și atunci ea s-ar fi oprit. Ok, să zicem că ar fi fost așa. De ce aduce acum... De ce vorbești despre lucrurile acestea acum? Când Cătălina totuși este căsătorită cu Vlad și are viața ei.